Sezonul rece a venit și odată cu el și perioada gripelor și virozelor. În județul Vâlcea s-a înregistrat o creștere a numărului de persoane afectate de afecțiunile specifice acestei perioade, unele dintre ele necesitând spitalizare. Dacă în săptămâna anterioară, cea de 23 ianuarie, 29 ianuarie, înregistram un număr de aproximativ 859 de IACRS-uri, în săptămâna aceasta am înregistrat un număr de 1105 cazuri care au necesitat 21 de internări. Astfel, la grupa de vârstă 0-1 an am avut 71 de cazuri și 7 copii internați. La grupa de vârstă 2-4 ani am avut 161 de cazuri și 4 copii internați. La grupa de vârstă 5-14 ani am avut 368 de cazuri și 3 internări. La grupa de vârstă 15-49 de ani am avut identificate 305 cazuri. La grupa de vârstă 50-64 de ani am avut 137 de cazuri și 5 internări și peste 65 de ani am avut 63 de cazuri cu 2 persoane internate. În ceea ce privește pneumonia, s-a înregistrat un număr de 245 de cazuri de îmbolnăviri, 58 au necesitat internare. Grupa de vârstă 0-1 an am avut identificate 10 cazuri și 6 copii au necesitat internare. Grupa de vârstă 2-4 ani am avut 32 de cazuri și 16 internări. Grupa de vârstă 5-14 ani am avut 66 de cazuri și 17 internări. Aceasta este și grupa de vârstă care a înregistrat, la care au fost identificate cele mai multe cazuri de pneumonie. În grupa de vârstă 15-49 de ani au fost 60 de cazuri identificate și 3 persoane au necesitat internare. În grupa de vârstă 50-64 de ani au fost identificate 44 de cazuri și o persoană a fost internată, iar peste 65 de ani au fost 33 de cazuri și 9 persoane internate. Tot în această perioadă s-a înregistrat un număr de 32 de îmbolnăviri cu gripă. 2 au necesitat internări. Aceste cazuri de gripă au fost identificate doar cu ajutorul testelor rapide, pentru niciuna nu s-a făcut identificarea virusului gripal pe teste real-time PCR. Astfel, avem grupa de vârstă 0-1 an cu 3 cazuri identificate, la grupa de vârstă 2-4 ani 7 cazuri, la grupa de vârstă 5-14 ani 17 cazuri identificate și o internare, aceasta fiind și grupa de vârstă unde au fost identificate cele mai multe cazuri de gripă, la grupa de vârstă 15-49 de ani a fost un singur caz. La grupa de vârstă 50-64 de ani nu a fost identificat niciun caz de gripă, iar peste 65 de ani au fost 3 cazuri și dintre care o persoană a necesitat internare. Din datele înregistrate de Direcția de Sănătate Publică Vâlcea se observă că trendul de îmbolnăviri este în creștere. Pentru a evita îmbolnăvirile din această perioadă, specialiștii recomandă vaccinarea antigripală, care încă se mai poate realiza, deoarece vedem că sezonul de iarnă, să spunem, migrează cu o lună sau durează mai mult cu o lună decât în anii precedenți, să poarte masca de protecție în spațiile aglomerate, să se spele pe mâini cât mai des, să evite contactul cu persoanele care prezintă simptomatologie sugestivă sau asemănătoare pentru IACRS-uri, pneumonii și gripă. Și pentru părinți am dorit să îi rugăm în măsura în care este posibil, atunci când copiii prezintă simptome ale acestor afecțiuni, să-i țină acasă, să nu-i mai trimită în colectivități pentru a evita transmiterea acestor afecțiuni și către alți copii sănătoși. Din luna ianuarie în România a început vaccinarea antigripală și în farmacie. Lista este în continuă completare pe măsură ce se eliberează autorizațiile specifice pentru realizarea acestei proceduri.